Grigore Alexandrescu. Ai emoții? Acum am făcut un test COVID și urmează să facem o radiografie, da? Și câți ani de chine ai văzut aici? Că n-am înțeles. Câți ani de chine ai văzut? Doi. Doi? Eu am văzut trei, patru. Da. Patru, uite, și mai sunt și pe acolo tablouri, așa. Da, e pita mea. Uf, ea pare așa de relaxată. Și eu deloc. Are două moale la mine. Gata, asta a fost tot. Îi arătăm Anisei că și tu ești curajos. Nu spune că și tu te uiți. Mă, nu te mai uita, mă. Fii din neam cu mine. Acum ia sângele. Te-a primit așa mică? Nu ți-a zis fata că ești prea mică? A fost anul pa pregătită. Mă, mami, dacă te vede Anisa că tu vorbești și aia cu acolo, nu te crede. Cum vorbești? Cine are Anisa? Ajută-și pe tine să învăță? Ea le-a făcut deja și le știe, nu? Vă înțelegeți bine? Da, așa trebuie să-mi lasă acolo. Ebra nu, la fluturașul ăla, știi? Acolo o lipește, uite, are un plastic, un scoci și așa, special, un plastere și o lipește să rămână acolo. Pe ce vrei, apă? Nu, 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 Și ai și un om de zăpadă făcut de Anisia pe mânuța ta? Da, asta ți l-a desenat sau cum s-a făcut? Sora ta? Să ți l-a desenat așa. Ops, să fie cu noroc. Nu știu de ce. Știi că ești curajoasă, Ane? Și-a părut. Chiar nu știu. Gata, dă-mi juc. Ia, să văd și-o fluturașul. Wow! Îi mai pune și un pic de fașă pe tine? Da. Trebuie să-ți pune și puțin de fașă pe tine, da? Mami, bijuterii vei să-i le scoate. Faci lecții? Ultima pagină din colegere am rupt-o. O să o putem face aici. Mai și aici. Hai să vedem cât faci azi. Hai, spor! Un bloc plin de viață. Un bloc plin de viață? Mai să fie. Și tu unde ești acolo? Acolo ești tu, sus de tot? Da. Și ce faci acolo sus? Ochii blocului? Asta stă. Da, ești pregătită de operație, în curând vei intra. Da? Ți-au dat și o etichetă? O rățară? Ce mai desenezi acum? O rachetă. O rachetă? Ce face racheta aceea? Ce legătură are cu spitalul?
ce legătură are cu spitalul? Nu știu. S-o găsim, nu? Ce faci, iubita mea? Cum a fost? Ce s-a întâmplat acolo, îmi zici? Nu știi nimic? Iar nu știi nimic? Da, o perfuzie. Și apoi? Ai adormit? Și te-ai trezit acum? Când te-ai trezit de mult? Ce ai văzut când te-ai trezit? Nimic. Te-ai trezit fiind acolo, nu? Și doctorul cu tine? Era doar doamna asistentă care te-a adus? Te doare? Ești bine? Te-ai plecat zâmbind și te-ai întors zâmbind. Acum ești bine. Păi nu poți încă, mama, abia te-ai operat. O să poți. Poți să faci așa mâna? Super! Și degetul ăsta poți? Da, ți-a dat betadine. De ce? Păi, ca să dezinfecteze acum, știu eu. Cred că, de fapt, te-a dezinfectat acolo, după aia te-a ținut de mânuță sau mă dă și mânuță?